fost undeva și am luat niște medalii. Masoneria ce ne-am... Am auzit că masoneria v-a medaliat acum. Și ne-a dat într-adevăr niște medalii și niște diplome de onoare, da? Mm-hmm. Așa. Lubadin, și ce a spus Lubadin? Că venea să râd acolo în sala aia. Ce a spus? A spus, domne, om de cultură și l-a înzestrat Dumnezeu cu cine de minte. Și ce ne-a spus mie, marele maestru, făcător de bine, ctitor de biserici, iubitor de neam și țară. A nebunit, Vadim. S-a făcut galben albastru la față. Păi a luat și dânsul medalie de la masonerie? A luat și el medalie. Aha. Da, da, da. Da, domne, și ăla marele maestru ne-am caracterizat pentru ce ne-a dat medaliile alea, mă înțelegi? Și titlul de onoare. Și lui a spus, om de cultură și pe care l-am deslăsat Dumnezeu cu mare ținere de minte, cu multă ținere de minte. Domnul Becali. Așa l-a caracterizat pe Vadim. Da, domnul Becali.